Să zic că el, tata lui, a lui Igor, în America și-a murit. Și-a zis că are acolo deschis ferme, iahte, nu știu acolo. Și-a zis că soția nu poate să iei nică, păi nu vine și fișorul. Le-am ars bărbații acasă. Da, chemați-i. Ai scos numai și de la negri să muncească, și da? Ieși, și lasă sapa și lasă că-ți mai ai și ieși niște lucruri frumoase. Iura, vin și spune și tu ceva, ai auzit de miliarde. Eu am zis că măcar $100 să vii planul. Zici că splimbi cu ea. Pe râutul nostru. Nu se știe de unde, însă în gura satului a ajuns vestea că un consetean de-al lor ar fi devenit milionar peste noapte. Bărbatul, care muncește de ani buni în Rusia, ar fi primit o avere de la tatăl său, care de mult timp a plecat în America. Deși nu cred până nu văd, sătenii au început să facă și ei socotelile lor. Și într-un ceas bun, am mai dat și tot la o biserică, am mai construit, hei... Este așa cu dânșei. Aici e un milion, aici e un milion, dincolo un milion. E un milion, ori de bani, ori de dolari, nu-i tot unul. Când azi voi acasă, poți ca să ne zvârli la toți verișoare câte un milion de lei. Familia acestuia este șocată și spune că nu știe nimic. Frate, vă, a venit aici la mine, măi. Și mă întreabă dacă a primit banii. Așa nu-i valeu ni proteveu cu știrea asta bombă, cu milioanele. Și te întreabă dacă ești bogat ori nu. Mama bărbatului susține că are doi feciori, iar soțul său a plecat în lume când copiii erau încă mici și de atunci nu mai știe nimic de el. Nu știu unde e el. Că este, că nu-i. Poate a murit. Familia, care nici nu visează la o așa avere, spune că știe pe ce ar cheltui-o. Totuși, nimeni nu știe de unde a pornit zvonul. Când auzi iară, bă, că v-a noutat și avea căchii și în comă. Și ar și ghine, atâta bânărit. 36 de milioane de dolari. Băleu, băleu. Dar pe auti, să construim, să ne mai îmbrăcăm, să mai luăm de aliguri. Bărbatul în vârstă de 37 de ani, așa zisul milionar, care acum este la Moscova, susține că a fost asaltat cu telefoane de la săteni care l-au felicitat. Din sate, mi-au spus, și ei, ești milionier. Dar bine, ai luat, îți cald tot satul, grăiești așa ceva. S-a avut eu așa bani pe o garamă într-o nouă lecer. Bărbatul afirmă că în curând va veni acasă și va încerca să afle cine a pornit zvonul în sat.